Ok, gata cu muzica dramatică. Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenit pe canal, probabil cel mai practic canal de educație financiară în limba română de pe pământ. Cred că vă dați seama de ce acel intro mai dramatic. Ieri, 17 februarie, majoritatea acțiunilor erau în jos și aproape orice fel de mix de acțiuni aveai în portofoliu, probabil acelea erau pe roșu. Și de multe ori ne întrebăm în astfel de momente să vindem eventual, pentru că acțiunile se duc și mai mult în jos și desigur am vrea să luăm la cel mai mic preț posibil, sau întrebarea este dacă să mai cumpărăm, pentru că atunci când acțiunile se duc în jos s-ar putea ca acela să fie cel mai bun moment în care să le cumpărăm și ar putea să fie cel mai mare discount. Ei bine, în acest video o să ne uităm din cele mai bune două puncte de vedere, adică macro și micro. Macro înseamnă pur și simplu că ne uităm la investiții pe termen lung, ne uităm așa la imaginea completă, dacă mergem un pas în spate și ne uităm de sus la tot ceea ce vrem. Și după aia avem și partea micro, unde pur și simplu ne uităm să luăm Palantir la 27 de dolari sau 28 sau la 22 sau 28, da? Fiindcă de multe ori par diferențe mari, dar o să arăt imediat și adevărul este că atunci când o să folosești tableta și o să arăt și investițiile mele de pe telefon, atunci înseamnă că este un video destul de dens. Și o să vorbim despre mai multe lucruri în acest video, o să pun și marcaje de timp, fiindcă mi-amintesc că în videoul trecut în care am vorbit despre Solagenix, v-am lăsat pe voi care aveți cont pe Revolut sau pe eToro oarecum puțin confuz sau fără un plan de acțiune. Dar sincer, cei care sunteți pe Revolut, nu știu ce așteptați, trebuie să vă creați cont eventual și pe eToro, pentru că știu că Revolut este convenabil ca și platformă. Și eu o folosesc și eu investesc prin ea. Dar în același timp, este destul de înapoiată, mai ales dacă noi suntem investitori, să spunem, puțin mai avansați sau vrem să investim și în acțiuni care au un potențial măcar ceva mai mare. Și una din acțiunile care o să fie în lumina reflectoarelor în acest video ar trebui să fie Palantir, pentru că este una din acțiunile pe care am acoperit-o într-unul din videourile trecute, în acea serie cu 3 acțiuni cu potențial ridicat. Și recent se pare că Katie Wood a fost prezentă la CNBC și a vorbit și de Palantir și de alte câteva lucruri pe care o să le prezint și eu acum, luând în considerare cele mai importante lucruri pe care cred că e important să le știm noi ca investitori, ca să luăm decizii cel puțin la fel de bune ca cei de la ARK Invest. Pentru că adevărul este că investițiile sunt destul de simple din multe puncte de vedere dacă luăm în considerare anumiți factori. De exemplu, primul ar fi dacă nu punem prea multă emoție și nu avem vreo stare negativă în momentul când avem zile precum cea de ieri. 2. Dacă facem alegerile corecte și dacă vă uitați pe acest canal, nu prea mă îndoiesc că o să luați alegeri cel puțin ok, dacă nu foarte bune. Și 3. Desigur, binecunoscuta răbdare. Din simplu motiv că o să vă arăt de aici, de pe 3 din 2 în 2, o acțiune de-a mea, să spunem, între ghilimele plictisitoare, care totuși a crescut destul de mult și de aceea în general este bine să diversificăm, dar o să vorbim și despre diversificare pentru că și aceasta trebuie făcută cu o anumită măsură. Însă, înainte să intrăm în video, nu uitați ca de obicei să lăsați un like și trebuie să vă mulțumesc pentru că până la urmă voi sunteți cei care ați crescut acest canal și când zic că aici avem cea mai bună audiență, nu o spun doar din politețe. De exemplu, oricine o să verifice proporția în procente de like-uri pentru câte vizionări sunt, o să vedeți că este în jurul a 15%, ceea ce în România o să vezi extrem de rar, în străinătate probabil cine are și un canal mai mare și-ar dori oricând să aibă 15%, dar și 10% de obicei este un număr foarte bun. Iar aici cam avem constat în jur de 15%, poate chiar 20% dacă ajutați mai mult, mai ales că oricând mai bine avem calitate decât cantitate și de aceea nu fac sau nu pierd timpul cu videouri în fiecare zi, pentru că normal am putea să facem și asta, probabil ar fi mai și mai profitabil pentru canal, dar nu asta este la fel de important decât să trecem o dată printr-un video, să spunem, mai dens și rămânem în această stare, pentru că altfel ne uităm la acele videouri. 5 metode să faci mai mulți bani, după care nu rămâi cu nimic, pentru că primești atât de multe metode și nu știi ce să faci cu ele. Pe când aici o să-ți arăt de pe telefon și ce investiție, de exemplu, am făcut ieri. Nu este cea mai bună investiție, nu este cea pe care o recomand neapărat, dar este una care poate să-ți ofere o idee și oarecum măcar să-ți dea o idee în legătură cu industriile în care vrei să investești. Însă, cu asta, hai să dăm drumul la intro și să ne reîntoarcem ca să desenez ceva foarte repede pe tabletă și după aia să trecem pe platforma de investiții 3212 și desigur o să încerc să menționez și acțiuni de pe eToro,
de pe Revolut, nu știu dacă o să fie nevoie, ba da, de fapt Palantir este pe Revolut, așa că putem să vorbim și despre asta, dar imediat după intro ne reîntoarcem și discutăm mai în detaliu. Ok, deci ne-am întors și o să trec direct pe tabletă ca să vorbim despre acele lucruri macro, să zic așa, lucrurile la un nivel mai înalt, pentru că adevărul este că sunt persoane ca Warren Buffett, ca Charlie Munger, care au devenit bogați în felul următor. Adică Warren Buffett pe la 30 de ani, să spunem că aici avea 30 de ani, acesta ar trebui să fie un zero, aici cam avea doar $1,000,000, da? $1,000,000 care este destul de puțin pentru el. Pentru noi probabil este puțin cam mult, dar putem să ne dăm seama că și noi ajungem aici destul de rejer dacă avem ceva mai multă răbdare. Și el avea doar atât aici, da? În sensul în care pe aici la 27 avea în jur de 500.000, să zicem, da? Deci pur și simplu a crescut destul de lent. Dar averea lui cam așa a arătat. Deci pur și simplu cu cât a trecut mai mult timp, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, iar în acest moment, dacă nu mă îndoiesc, este în top 10 cele mai bogate persoane din lume. Și filozofia asta nu o să se schimbe niciodată, în sensul în care, dacă ne uităm la investiții pe termen de o zi, dacă ne uităm pe termen de o lună, dacă ne uităm pe termen de 3 luni, dacă ne uităm pe termen de un an, dacă ne uităm pe termen de 5 ani și o să mai pun doar 10 ani și 20 de ani, fiindcă cred că este de ajuns, mai ales că nu vrem să ne îmbogățim nici peste 40 de ani de investit, adică când ajunge pe la 50, 60, 70, 80 de ani, da? Adică vreau și eu să ne mișcăm puțin mai repede de atât. Și ideea este următoarea, că dacă ne-am uitat la un grafic, cum arată acțiunile în general și în acest caz putem să ne gândim pur și simplu la Tesla. Dacă ne uităm la Tesla, zi de zi, poate să arate în felul următor, adică într-o zi poate ca ieri să se ducă așa, în jos. Dar pe termen de o lună o să vedem că probabil arată ceva în genul, apoi dacă ne uităm pe termen de 3 luni și de fapt chiar aveam aici o postare, ultima postare, cea de ieri de pe Instagram, aici arătam că de obicei când te uiți la cum evoluează Tesla și nu numai, și alte acțiuni, pe o perioadă ceva mai lungă de timp, în general o să fim surprinși pentru că la fiecare 3 luni, să spunem, are loc o anumită creștere. Și după aceea, dacă ne uităm pe un an, desigur, acum o să fie o creștere mult mai mare decât de obicei, dar pe un an o să vedem că a existat o creștere și mai mare și nu este de fapt una liniară, dar o să vedem imediat pe 5 ani cum a arătat la Tesla, de exemplu, a arătat cam așa. După aceea pe 10 ani a arătat cam așa. Și după aceea, pe 20 de ani, să spunem, deși la Tesla nu e încă cazul și se pare că nu prea știu să desenez destul de bine, dar ar trebui să arate în genul acesta. Adică, în general, este o linie dreaptă, investițiile cresc extrem de mult pe termen de 20 de ani. Chiar era o statistică care arăta că, în general, ai șanse de 99,99% am impresia că era, de a câștiga bani dacă investești pe o perioadă de 20 de ani. Deci, de aceea nu prea vorbim aici despre cripto, pentru că la cripto oarecum este ca și cum am vorbit despre SF versus ce avem noi aici cu investițiile non-SF. În sensul în care aici este viața reală, adică aici putem să fim destul de siguri că o să ajungem, de exemplu, milionari în euro dacă investim o anumită sumă pentru o perioadă de timp și avem 20%, să zicem, pe an. Da? Și asta nu este extrem de greu de realizat, pe când, dacă vorbim de cripto, da, putem să avem 10 ori 10 investiția multiplicată cu 10 într-o perioadă de un an, poate, dar în același timp putem să o avem minus 100%, da? Deci este ca și cum am dat cu banul. De 50 de ori, sau, de exemplu, 50 de persoane din 100, s-ar putea să devină milionar. Ceilalți 50 s-ar putea să piardă tot. Așa că de aceea și am observat că, de fapt, nici voi nu prea preferați să discutăm atât de mult despre cripto, însă am menționat când a fost nevoie doar pentru diversificare, pentru că, în general, să spunem 5-10% din portofoliu poate să fie alocat pentru asta. Și ca un ultim punct aici, când vorbim despre cei mai buni investitori din lume și oarecum persoanele care ne arată că investițiile pe termen lung în cele mai multe cazuri ne aduc de câștigat. Și în primul rând îl știm pe Warren Buffett și acesta probabil când ai o zi roșie la bursă, probabil dacă l-asculti pe Warren Buffett te poți liniști foarte ușor pentru că vezi că nu are neapărat prea multe emoții când e vorba de investiții și își dă seama că este un joc foarte lung unde poți devii bogat destul de simplu dacă ai acea răbdare. După aceea îl avem și pe Charlie Munger care
Chiar l-ascultasem ieri și mi-amintesc că spunea următorul lucru pe care mi l-am scris aici și acesta, de exemplu, menționa că democrația are oarecum impresia că prin a printa mai mulți bani poți să rezolvă orice problemă. Și adevărul este că probabil nu se poate rezolva în acest mod, însă în acest moment trebuie să fim conștienți că în momentul în care se printează mai mulți bani, acțiunile se vor duce în sus și asta înseamnă că cel mai bun mod în care putem să ne investim banii sau să-i punem la muncă, să spunem așa, este să-i punem în acțiuni, de exemplu. Pentru că aici acestea o să crească, mai ales până luna viitoare, să spunem, pentru că luna viitoare, martie 2021, ar trebui să se încheie cu acest stimulus check, adică să fie acceptat de către guvernul american și apoi banii să fie printați și apoi banii să fie printați, adică digital, este nevoie doar de a apăsa un buton și acești bani vor fi creați. Însă trebuie să fim conștienți că aproape orice s-ar întâmpla, banii cash, dacă îi ținem în mână, aceștia nu se vor aprecia în niciun mod. Se vor deprecia, mai ales pentru că cu cât creezi mai mulți bani, cu atât își pierd valoarea cei pe care îi ai în acest moment. Și de aceea trebuie să ne amintim că aceste persoane încă investesc, știind că cel mai probabil de-a lungul timpului bursa o să crească și Warren Buffett chiar spunea că nu ar trebui să pariezi niciodată împotriva Americii. Și de aceea vorbim despre acțiuni din America mult mai mult decât acțiuni din China, să spunem. Chiar dacă și China este o variantă ok, dar aceștia, de exemplu, au probleme când raportează sumele financiare, nu trebuie să o facă la fel de strict precum companiile din America, așa că mai bine stăm puțin mai departe de ele. Ok, și hai să mai menționez trei persoane aici, pe care probabil trebuie să le urmărești dacă oarecum te interesează să ai cele mai bune informații, da? Pentru că nu există persoane mai bune de la care să-ți iei informații decât acestea. Și acela ar mai fi Ray Dalio, pe care l-am mai menționat în unele videouri. Este foarte ușor de găsit, nu? Pe Google, cu ce se ocupă. Este un hedge fund manager. Și după aceea l-am mai avea pe Chamath. Nu o să-i scriu numele corect, dar o să-i pun probabil poza aici când editez video. Și acesta oarecum, dacă ar fi să compar, aș putea spune că e la fel de inteligent în business, cum este și Elon Musk pe ceea ce face. Normal că nu putem să comparăm mere cu mere și pere cu pere aici, pentru că fiecare este diferit din punct de vedere al acțiunilor pe care le iau în business, dar și Chamath în acest moment, mai ales pentru cine știe de SPAC-uri, face o treabă foarte bună. Și desigur, ultima persoană, dar nu cea din urmă, de fapt chiar pot să pun aici acest video doar pentru a o vedea, pe Katie Wood, pentru că știm că ea este cea din spatele ARK Invest și probabil, în afara faptului că e una din cele mai bune surse din care putem să ne dăm seama care companii sunt, să zicem, solide și au un viitor destul de strălucitor din ce am putut vedea până acum, putem să vedem exact și care sunt acțiunile care sunt cumpărate de la o zi la alta, ceea ce este un mare plus pentru noi și asta poate să ne facă să luăm deciziile bune. Și cu asta cred că o să închei cu acest video, exact pentru a trece pe telefon și a vorbit despre Palantir. Ok, deci suntem pe telefon și aici suntem la acțiunea Palantir. Aici vedeți și cât am eu, am 55 de acțiuni, acesta valorând cam 1232 de euro, dar sunt pe plus cu 22%, deci eu am investit cam 1000 de euro și 223 sunt profitul nerealizat de până acum. Și ca să vorbim repede și despre sumele de bani, până la urmă oricum fiecare este la un alt nivel, da? Adică și eu am în unele acțiuni 1000, în altele 100, alte persoane probabil au 10.000, 100.000, așa că oricum nu are rost niciodată să facem vreo comparație, fie între mine și tine, între tine și oricine altcineva pe care îl vezi pe Instagram, adică sumele în general sunt mult mai puțin importante și trebuie să vedem cum vrem să alocăm fiecare în funcție de ce acțiuni preferăm și ce risc vrem să luăm. Pentru că adevărul este că aveam și aici o idee și aceea era că bogăția în general este mai ușor de creat când te concentrezi pe ceva și nu diversifici. Pentru că în momentul când diversifici, oarecum este un mod mai defensiv de a-ți păstra averea. Adică, dacă ai $1,000,000, normal că nu ai vrea să-i pui pe toți în Bitcoin. De ce? Din simplu motiv că ar fi mai sigur dacă ai pune, să zicem, în 10 acțiuni și nu într-o acțiune sau într-o criptomonedă. Deci, acesta este un mod mai ușor de a prezerva ceea ce ai deja. Pe când, dacă vrem să creăm bogăție, de multe ori cel mai bine este să ne concentrăm. Dar, cum niciun din noi nu știe foarte bine care este acțiunea
sau care este instrumentul în care putem să investim, care să ne aducă cele mai mari câștiguri și în care să avem foarte mare încredere, e bine, de aceea încercăm să diversificăm. Și cu asta voiam să menționez că, până la urmă, Palantir este o acțiune în care am pus destui bani, adică nu pun 1000 de euro în orice tip de acțiune, dar în același timp este una din acțiunile în care am încredere, pentru că pentru cine vrea să vadă și explicația completă, puteți vă uitați la Katie Wood și ce spunea ea. Ei bine, Palantir face următorul lucru, în afara faptului cu ce se ocupă ei cu adevărat, pentru că asta am vorbit în video-ul acela cu 3 acțiuni cu potențial. Ideea este că acțiunea a scăzut pentru că au raportat venituri mari, ceea ce nu are logică, da? Dar în același timp au raportat și că consumă foarte mulți bani, că folosesc foarte mulți bani, ard foarte mulți bani printre ghilimele, pentru a dezvolta business-ul. Și cei de la Palantir au menționat că pentru investitorii pe termen scurt nu este cea mai bună investiție, în sensul în care ei se concentrează acum pe a crește business-ul, la fel cum a făcut Amazon foarte mult timp. Din 2000 până în 2010 ar fi crescut doar 100%, dar după aceea, după cum am văzut, a crescut 4000% sau cam în acea zonă. Ideea este următoarea, că Palantir poate să ajungă la $100, la 500 poate în cele din urmă, adică să fie un fel de Lockheed Martin, și o spun aici o imagine cu Lockheed Martin pentru cine nu știe, o companie destul de mare, însă trebuie să ne gândim că asta poate să fie peste 10 ani, peste 20 de ani. Și de ce este asta important? E bine, pentru că dacă punem, de exemplu, $1000 acum, în 20 de ani, acea $1000 poate să însemne 20.000, 30.000. Dar deocamdată poate să însemne, de fapt acum nu este pe minus la mine, dar unii dintre voi poate aveți pe minus. Așa că cu această acțiune trebuie avută răbdare destul de mare, dar este în același timp una destul de sigură, spunând și Katie Wood că este un lucru bun, că se concentrează pe a crește business-ul pentru a avea cât mai mulți clienți, pentru a avea un produs cât mai bun și după aceea, când deja ești la cel mai înalt nivel, trebuie doar să scazi cheltuielile. Și ca să ofer un exemplu ușor de ținut minte, dacă eu aș face $1,000,000 din YouTube și apoi aș folosi toți acei $1,000,000 pentru a continua să cresc, pentru a face anul următor 2 milioane, atunci când fac 2 milioane, pot să nu mai cheltui nimic și rămân doar cu profitul. Și la fel a făcut și Amazon, de exemplu, și la fel poate să facă și Palantir. Desigur, nu o să aibă venituri zero vreodată, dar doar ca un exemplu destul de ușor de ținut minte. Și adevărul este că ARK Invest a luat Palantir pentru prima dată, am impresia că acum o zi, deci abia acum când a scăzut pe la $28 și nu a luat nici aici când a fost la 32 și asta probabil fiindcă au așteptat și ei să vadă care sunt perspectivele de viitor ale companiei, pentru că CEO-ul a vorbit după ce au scos acele rapoarte în legătură cu câți bani au făcut, cât s-au cheltuit și așa mai departe. Și după ce l-a ascultat pe CEO, se pare că Katie Wood are încredere că Palantir are un potențial foarte mare și dacă nu mă îndoiesc, în acest moment este doar cam 0,4% din portofoliul ARK, însă trebuie să ținem minte că probabil o să mai tot cumpere, mai ales dacă prețul o să mai scadă, pentru că, ca să ofer un exemplu, este o acțiune pe care ARK Invest o tot cumpără zi de zi și aceea este Nintendo. Și de ce menționez asta? Pentru că dacă ARK investește într-o acțiune zi de zi, asta înseamnă pur și simplu că vede în fiecare zi că prețul este unul prea bun ca să nu profite de el. Iar cu Palantir, până la urmă, dacă cineva cumpără la 29 sau 27 sau 22 dacă ajunge acolo, contează pe termen scurt. Dar cum am arătat mai devreme și pe tabletă, pe termen lung, când o să ajungă probabil la $100, nu știu acum dacă o să ajungă prea curând la 200, ca să putem să calculăm în procente, dar această diferență se va simți mai puțin. Așa că eu cred că Palantir este în continuare o variantă destul de bună. După cum se vede, eu am avut șansa să o cumpăr mai devreme, dar așa o să se întâmple cu toți dintre noi dacă cumpărăm acțiunile dinainte și după aceea avem răbdare. O să le vedem crescând și apoi o să ne fie chiar mai greu să mai cumpărăm mai multe acțiuni pentru că nu o să vrem să avem un preț mai mare. Și după cum se vede, eu la Palantir am un preț mediu de $22. Deși trebuie să menționez că am cumpărat și pe Revolut și în acest moment am impresia că este cam minus 10%. Deci, pe termen scurt, nici eu nu încerc să fiu perfect, dar știu că pe termen lung, după cum se vede, aceste rezultate or să vină. Foarte scurt acum, pentru cei care vă aflați pe eToro. Trebuie să menționez că ARKG și ARKQ au fost adăugate acolo ca ETF. Altceva, nu știu dacă mai trebuie să spun, dacă vreți să o auziți pe Katie Wood în legătură cu acțiunile precum Regeneron, Novartis, Takeda, fiindcă mi le-am notat aici. Acestea sunt acțiuni destul de sigure care
poți să-ți ofere ori 8%, ori 20% în general. Și menționez diferența aceasta mare pentru că Cathie Wood a cumpărat aceste acțiuni și Regeneron este una pe care am prezentat-o și eu, exact pentru că sunt acțiuni destul de sigure, având acel 5-8% pe an aproape sigur, dar în același timp, pentru că ne aflăm într-un moment în care sănătatea trece printr-o fază mai inovativă, este foarte probabil ca aceste acțiuni să crească 20%. Și trebuie să ținem minte că 20% este un număr destul de mare, din simplu motiv că, și mă uitam aici pentru că am auzit o notificare aici pe telefon, însă mă refeream că 20% este un procent destul de mare, pentru că 20% în primul an, 20% în al doilea an, 20% în al treilea an, 20% în al patrulea și al cincilea an, deja ne fac o acțiune să crească după acei 5 ani cu peste 100%, ceea ce este o afacere destul de bună, spun eu. Însă, hai să mai prezint și 3 acțiuni care probabil s-ar putea să vă intereseze și vreau să le menționez destul de repede. Una din ele probabil deja o știți, DraftKings, pentru că a fost într-unul din acele videouri cu acțiuni cu potențial ridicat. Și după aceea mai avem Skillz, care este mai mult sau mai puțin în aceeași domeniu, al pariurilor online și, după cum vă dați seama, pariurile, cuvântul online, acestea două se înțeleg destul de bine și suntem pe o pantă ascendentă cu ambele. Așa că această acțiune aș pune-o pe un shortlist sau eventual chiar m-aș gândi să investesc în ea. Și apoi mai avem Butterfly, care ar trebui să fie un SPAC sau cel puțin se va uni cu un SPAC, puteți să găsiți mai multe detalii despre asta. Și aceste 3 acțiuni, de exemplu, sunt cele pe care le-a menționat Cathie Wood în acest video, care este destul de recent, de ieri, deci informații mai bune ca acestea nu se pot găsi în acest moment, sau mai bine zis, acțiuni în care să ai mai multă încredere decât cele care sunt menționate exact în această perioadă, destul de greu să le găsim. Și cu asta hai să mă întorc aici să arăt de fapt o acțiune în care am investit eu. Cum am spus și mai devreme, nu este neapărat cea mai bună acțiune, însă de multe ori mă concentrez pe lucrurile care sunt destul de bune, cel puțin. Și de exemplu, nu știu dacă se vede că am aici să mișc microfonul, acel 80-20, care înseamnă pur și simplu că te concentrezi pe acele 20 de lucruri care îți aduc 80% din rezultate. Adică nu te concentrezi pe acele 80 de lucruri pe care le faci într-o zi, să spunem, care îți aduc doar 20% din rezultate. Ne concentrăm pe lucrurile mai mici, dar care pot să aducă efecte mai mari pe termen lung. Și, de exemplu, chiar dacă această investiție, am luat 40 de acțiuni, m-a costat cam 600 de euro, prețul mediu $17, după cum se vede, și asta de ce? Ei bine, fiindcă am văzut această reducere la care nu am putut să rezist. Adică a fost această acțiune și la $22 săptămâna trecută și acum, după cum vedem, a fost într-o continuă scădere. Și acțiunea aceasta, de fapt, face parte din portofoliu ARK Invest, cel care se numește ISRL, cred că o să pun aici text oricum, este cel care se concentrează pe companii din Israel și acesta, Gilat Satellite Networks, de fapt eu nu trebuie să dau scroll pe aici ca să arăt, puteți să vă uitați doar la cuvântul satellite și vă dați seama cu ce se ocupă. Este vorba de sateliți și asta o să conteze foarte mult în viitor, pentru că atât Bezos cât și Zuckerberg, care sunt cei care au fost până acum sau încă mai sunt în cazul lui Zuckerberg, la conducerea Amazon în cazul lui Bezos și Facebook în cazul lui Zuckerberg, aceștia plănuiesc să răspândească internetul prin sateliți și Gilat Satellite Network poate să fie una din acele companii care pot să ajute și care pot să beneficieze de asta. Și în afară de asta, nu știu dacă aș putea să spun multe de ei, pentru că până la urmă și voi puteți să le studiați, să vedeți care este situația financiară, puteți să vedeți aici că are EPS, Earnings Per Share, adică este o companie profitabilă, vedem aici că au și un dividend, asta de fapt nici nu era printre priorități, să fiu sincer, însă este un plus, ai o acțiune care oferă și dividend și mai și crește și după aceea desigur putem să ne uităm la situația financiară aceeași ceară, însă asta de multe ori este mai puțin important pentru că, de exemplu, vedem aici că le-au scăzut veniturile și după aceea putem să studiem, să vedem de ce, însă asta este mai puțin important pentru că, de multe ori, ce s-a întâmplat în trecut nu o să ne dea o idee despre ce se întâmplă în viitor. Altfel, nu ar fi investit nimeni în Tesla, de exemplu, și o să vorbim, de fapt, imediat și despre Tesla, fiindcă este unul din subiectele din acest video. Dar, ca să trecem mai repede prin acest video, pur și simplu, eu sugerez să vă creați un shortlist, o listă de acțiuni pe care vreți să rămâneți cu ochii și când vedeți, de exemplu, că este la reducere, puteți să cumpărați fie mai multe acțiuni, fie mai puține, da? Pentru că, de exemplu, eu am cumpărat destule acțiuni încât să nu mă mai uit la această acțiune destul de mult timp, adică nu știu dacă o să mai investesc prea curând în ea, sunt confortabil cu această sumă pe care am investit-o și pot să aștept probabil 5 ani, 10 ani dacă
situația merge măcar pe o pantă ascendentă medie, să spunem. Medie însemnând cam 10-20% în ziua de azi pe an. Ok, și acum să mergem la această acțiune despre care vreau să vorbesc destul de repede, Altria. Nu este o acțiune, după cum se vede, în care am investit cu așteptarea că o să crească pe termen lung. Deși mi se pare că ar fi la un preț ok, dacă poate ar ajunge vreodată la unde a fost în trecut. Probabil nu se va întâmpla. Însă, mai important este că această acțiune în care am investit, după cum se vede, cam 800 de euro, aceasta nu a crescut, sunt chiar pe minus cu 8 euro, dar ce este important la ea și de aceea vreau să menționez diversificarea. De obicei e bine să ne diversificăm pentru că îmi place să am și acțiuni, cele mai bune de obicei, dintr-o anumită industrie și aceasta este una din cele mai bune acțiuni din această industrie a tutunului. Și după cum vedem aici, până acum am investit cam 800 de euro și ce e plăcut la aceste acțiuni este că oferă dividend. Deci, practic, o să primesc în fiecare trimestru 13 euro, ceea ce înseamnă cam, cred că, aproape 50 de euro pe an pentru că am investit 800. Pare puțin, însă în același timp trebuie să ținem minte că aceste dividende, acești 50 de euro, poți să îi reinvestești și, de exemplu, asta înseamnă că mai mi-aș cumpăra o acțiune Altria. Cu 50 de euro aș mai lua o acțiune și ceva, Altria. Iar aceste acțiuni îți oferă o anumită siguranță, este ca și cum ai avea un apartament, să spunem, în sensul care ai aproape asigurat 5% pe an randament, probabil cu apartamentul poate să varieze, 5-10%, însă ideea este următoarea, că de aceea în zile precum cea de ieri, în care acțiunile au fost în jos, portofoliul nostru nu o să fluctueze neapărat așa mult, pentru că avem și astfel de acțiuni care, după cum se vede, chiar a crescut cu 0,48% ieri, însă aceste acțiuni ne păstrează o anumită stabilitate pentru portofoliul nostru per total. Aceste acțiuni fiind tipul care nu o să le vezi fluctuând 10% pe plus sau 10% pe minus într-o zi. Și voiam să o menționez doar pentru că cred că e bine să avem și astfel de acțiuni. Dacă vezi aici la mine că e 800 de euro și pare cam mult, da, poate e cam mult, adică nu trebuie să investești atât de mult. De exemplu, când am început cu această acțiune, am impresia că am investit cam, să spunem, 100 de euro în ea. Adică nu foarte mult și până la urmă adăugăm cu timpul la aceste acțiuni, dacă ni se par acțiuni, să spunem, ok, în care am avea încredere că putem să le ținem în portofoliu pentru o perioadă lungă de timp. Și ultimele două acțiuni din acest video despre care o să vorbim. Aceasta este penultima, Calon Petroleum. Aceasta este una pe care am prezentat-o când am făcut un video, cred că o să pun pe aici imaginea, video foarte vechi, da, par altă persoană, dar în acel video am menționat că era creșterea de vreo 30%, cu o sumă relativ mică, am impresia că 80 de dolari, însă, după cum se vede, acum am investit mult mai mult în această companie. Bine, a trecut ceva timp de când am investit în această companie, însă aceasta este una din acelea plictisitoare, între ghilimele, pe care le-am în portofoliu pentru diversificare și pentru că este una din cele mai bune acțiuni din această industrie. Cel puțin așa am considerat eu în momentul când am studiat-o acum multe luni și avea o situație financiară foarte bună. Nu mai știu dacă am investit cumva pe undeva pe aici prin vară, dar după cum se vede, era în vară la 13 dolari și după aceea a scăzut la 4 dolari. Asta înseamnă că aveam pierdere 60%. Mai rău decât cu GameStop pentru cei dintre voi care poate ați investi la un moment în care era pe la 100 de dolari, acum fiind pe la 50. Deci era cu aproape 60% pe minus. Dar pentru că știam că oarecum cu timpul s-ar putea ca aceasta să se redreseze, se vede aici că a crescut înapoi după această perioadă în care această acțiune nu s-a descurcat prea bine. Și după decembrie, după cum se vede aici, pe 25 ianuarie, 27, început cu februarie, după cum se vede, a crescut destul de mult. Se vede aici că am luat 100 de acțiuni, acum valorează 2000 de euro, dar eu am investit cam 1000, iar creșterea până acum a fost de 86%, ceea ce înseamnă 948. Desigur, este nerealizată și probabil o să țină această acțiune o perioadă foarte lungă de timp, pentru că mă aștept să crească foarte mult și de ce? Să ofer un motiv cel puțin, în afara faptului că dacă vă uitați aici, probabil o să vedeți o situație financiară destul de sănătoasă, o să vedem următorul lucru. Aici vedem un PE ratio de 3,4 și asta ce înseamnă? Cei care mi-ați văzut și celelalte videouri, probabil mai mult sau mai puțin știți ce ne indică acest lucru, ne indică oarecum cât de subevaluată sau supraevaluată este o companie. Și în general vrem să vedem un PE ratio pentru astfel de acțiuni de sub 15, sub 20,
Și asta practic ne arată, pentru fiecare dolar pe care îl face compania, noi cât plătim? Și practic, pentru fiecare dolar pe care îl face compania, noi plătim 3,4 dolari. Și asta ne arată într-o măsură mai mică sau mai mare cât de subevaluată este compania, pentru că, după cum am spus, în general un 15 ar fi ok, ceea ce înseamnă că acest 3 ne arată că plătim destul de puțin pentru fiecare dolar pe care îl face compania. Însă, nu vă luați doar după ce spun eu acum, adică trebuie să o studiați mai îndeaproape, pentru că nu știu dacă în acest moment este cea mai bună acțiune din acest domeniu. Și eu trebuie să le studiez din nou și din nou și nu fac asta în fiecare zi. Așa că asta trebuie făcut mai des și pur și simplu este ca și cum am încercat să ne facem temele când eram la școală. Trebuie să ni le facem, să luăm pixul și caietul în mână ca să ne dăm seama sau să rezolvăm o problemă, mai bine spus. Și ce mai vreau să spun în legătură cu această companie? Că acest PE ratio se aplică de multe ori doar pentru asemenea acțiuni. Pentru că o să intru imediat la Square ca să vedeți ce fel de PE ratio are aceasta. Ok, și acum suntem la Square și după cum vedeți avem un PE ratio de 821. Și asta înseamnă că pentru fiecare dolar pe care îl face compania, noi plătim 821 de dolari, da? Asta însemna oarecum că este extrem de supraevaluată, că ar fi foarte scumpă și în același timp trebuie să ne dăm seama că acești indicatori au fost creați într-o altă perioadă, așa că acum situația arată cu totul altfel. Adică acum 20 de ani nimeni n-ar fi investit niciodată, sau cel puțin Warren Buffett n-ar fi investit într-o companie care avea un PE ratio de 821. Însă, în acest moment, dacă Katie Wood investește, trebuie să ne dăm seama că sunt destule persoane acolo care analizează compania din mai multe puncte de vedere, își dau seama unde ne îndreptăm cu lumea din jurul nostru și se pare că aceasta ar fi o investiție destul de bună, spun eu. Și cu asta ne apropiem de final, pentru că am încercat să trecem prin mai multe lucruri în acest video, dar acesta va fi singurul pe săptămâna asta, pentru că cred că este singurul de care avem nevoie atât la un nivel macro, să spunem, dar și micro, adică micro. Ne-am uitat la acțiuni, ne-am uitat care acțiuni ar fi variante bune și cred că v-am dat destule idei pentru moment, pentru că normal, într-un video ca acesta nu putem să vorbim nici despre 10 industrii și 3 companii din fiecare industrie. Ar fi mult prea mult și, în general, după cum vedeți, încet, încet, cu fiecare video, ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Însă, ca să ne reîntoarcem la ultima companie despre care voiam să vorbim, și aceea este Tesla. Pentru că aceasta pare mereu scumpă, dar, după cum am arătat și în această postare, care normal, este un mim, este o glumă, dar în același timp, dacă te uiți la Tesla din 3 în 3 luni, o să vezi acea creștere. Poți să stai și, să zicem, 3 luni fără o zi uitându-te la Tesla și nu o să vezi ceva special, dar la fiecare 3 luni, și asta nu este o regulă, dar cu timpul vedem acea creștere cum am desenat mai devreme și pe tabletă și de aceea trebuie să ne reamintim că Tesla încă rămâne un gigant, tot crește, este prima companie care a investit în Bitcoin. Nu o să vorbim despre criptomonede, fiindcă în afară de Bitcoin și Ether, oricum celelalte sunt, nu zic shitcoins, dar sunt ca și cum ai dat cu banul de multe ori. Și șansele să câștigi sunt cam 50-50. Nu avem aceleași date ca aici și am putea doar la Bitcoin să spunem că n-am putea să ne gândim la el ca la aur digital. Iar la Ether să zicem ca la fratele mai mic. Însă toate celelalte mai mult sau mai puțin sunt speculații și asta nu înseamnă că nu le recomand în sensul care și eu am investit în XRP, în ADA, dar trebuie să fim conștienți că dacă s-ar duce la zero, nu ar trebui să fim extrem de surprinși. Dar, ca să ne întoarcem la Tesla, pentru că ideea este următoarea cu ea și de fapt a vorbit și Katie Wood și Katie Wood a cumpărat recent Tesla. De ce? Ei bine, probabil fiindcă a simțit că este la reducere. Și voiam să menționez asta pentru că și mie mi-e ușor de multe ori să cred că Tesla e supraevaluată, pentru că am văzut cu toții acel grafic, dacă ne uităm pe o perioadă lungă, și este extrem de exponențială acea creștere, așa că de multe ori putem să ne așteptăm să fie ca un fel de pump and dump, adică pump în sus și apoi dump în jos. Dar voiam să scot și un alt lucru în evidență, pentru că l-am menționat Katie Wood în video, și acela e că Tesla are cam 30 de miliarde de mile de date colectate de-a lungul timpului, cu camerele lor și așa mai departe. Iar a doua companie, care ar fi aproape să spunem, am impresia că ar fi Google, care ar avea 30 de milioane. Deci asta este o diferență de cam, nu știu, 100, 1000, ceva în genul. Este o diferență destul de mare între cele două numere și de aceea Tesla, din multe puncte de vedere, este la un alt nivel și nu este doar o companie care face mașini. Asta voiam doar să menționez pentru cei care își mai pierd încrederea de-a lungul timpului în Tesla. Și ca să închei cu ceva ce probabil trebuie să ținem minte, acela ar fi că compania
cu cele mai multe date și datele cele mai calitative, de-a lungul timpului, probabil va câștiga. Pentru că AI, machine learning, toate aceste domenii vor profita de date și Facebook este și ea una din ele. YouTube și Google, după cum vedeți, pentru că vă uitați la mine acum și Google își dă seama. Ok, încă te mai uiți la Felix, după nu știu cât timp, 20-30 de minute. În primul rând vă mulțumesc pentru asta, dar o să știe destul de multe. Și aceste date pot fi folosite mai multe moduri, pot fi folosite și eventual de către Palantir când lucrează cu guvernul și poate să facă acest schimb de date și putem să ne gândim la multe scenarii, dar asta e mai puțin important pentru că încercăm să profităm de toate aceste lucruri și după cum se vede, prin investiții. Ok, și asta a fost tot pentru acest video, sper că v-a plăcut. Puteți să lăsați un like dacă nu ați făcut-o deja și dacă nu ați apăsat deja pe butonul de subscribe, puteți să apăsați pe el, dar mai important, aș spune eu, pe clopoțelul de lângă, pentru că, după cum am spus, nu fac aceste videouri nici zilnic și, de multe ori, după cum vedeți, ajută și în momentul acesta, în afară faptului că, ideal, ajută și pe un termen lung și de aceea am vrut să menționez pe Warren Buffett, Charlie Munger și alte persoane care acum sunt pe la un 80 de ani, da? Dar majoritatea vieților probabil s-au bucurat de viață din simplu motiv că au și știut că acele investiții vor crește și că vor să aibă o pensie, dacă ar fi să ne gândim din acest punct de vedere. Deși, ca să fiu sincer, cred că ar trebui să folosesc mai des cuvântul independență financiară, nu? Ca să dominăm și acest keyword pe YouTube. Dar asta altă dată, pentru că deocamdată vreau să ne concentrăm pe lucrurile care sunt importante în acest moment și de aceea terminăm acum cu acest video și puteți să vedeți dacă vreți alte videouri sau să luați acțiune, adică să intrați pe aplicație și eventual să vedeți dacă vă convine portofoliul, dacă nu vă convine și să vă gândiți și pe termen lung. Ok, și cu asta am încheiat și până data viitoare toate cele bune, fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.